Ce părere aveți despre secte și Biserica Catolică? Eu am scris lucrul ăsta, o carte întreagă pentru singur ortodoxia. Sunt anatematizați, asta este. Că dacă schimbi o scirtă din tot ce am spus eu, zice Mântuitorul, anatema să fie, nu mai poți să te salvezi. Uh-huh. Da. Și cu orice echip să păstrăm așa cum au hotărât sinoadele, că nu eu sau matale sau uite a făcut, sinoade care a durat în ziua 100 de zile, cu semne și cu minuni, cu Duhul Sfânt s-a stabilit adevărul a 7 sinoade ecumenice. A început la 385 și a durat 787, ultimul sinod de ecumenic. Și a hotărât niște lucruri, da. Le-a hotărât cu toții, da. Că catolicii s-au despărțit la 1054. 1054 erau sinoadele terminate, iar la sinodul 6 ecumenic, Papa Martin a fost mucenic. Deci de ce îl trădează acum? De ce au plecat de aici? Și de aici au plecat toate. A început cu Luther, a început și protestatismul, nu protestatism. Și anglicanismul. Așa. Nu le garantăm mântuirea, nu putem. Și Sfinții Părinți consideră că sinoade întregi consideră că asta e erezie. Și o erezie anatematizată nu poate să consideră că e mântuită. Ecumenismul, ce părere aveți? Păi sunt împotriva, asta discutam. Pe viață și pe moarte împotriva. Ce e ecumenism? Ce vrei să te împaci acum? Să intri cu pălăria în cap, să vii la mine. Papa a venit la România, nu să se bea o cafea, nu să vadă mișcare creștină, să se bucure cum sunt bisericile pline cu hramuri, nu știu ce. A venit și a făcut o slujbă demonstrativ. A făcut, credea că câștigă. Ce a făcut cu greco-catolicismul? Ce a făcut? Când a văzut că nu poate părce să-i pucerească, că ăștia se închinau așa ortodox, și rămâne să vă închinați ca voi, dar să țineți admeții de noi. Și acum, uite, mai catolici decât catolici. Da. Și asta vrea și acum, să pucerească cu ce hegemonie, să se pânească. Și vă spun, să mă ierte Bunul Dumnezeu, dar vai de viața lor. Uite ce a făcut acum la Roma cu chestia pe acolo, a fost o demonstrație negativă, cu scopuri ascunse, credem să că papa era numai papă, avea angajamente, fel de fel. Dar asta nu știe Bunul Dumnezeu de toate. Da. Frații mei, o abatere cât de mică este o cădere mare. Nu pot să suport că e atâta ordine și atâta curățenie sus, încât nu ne primește decât într-o mare cinste, sigur că, Dani, fără abaternește. Lumea este crucită de manifestări, de ordine, nu ce, dar asta e fals. Spectacol bolnav, scopurile lor, doar da să cucerească, însă așa a făcut o distrugere, s-a făcut un mare rău. Singur, că lumea nu e proastă. Nu contează ce spune mulțime, ci spune adevărul de mulțime. Și adevărul este undeva reprezentat în oameni luminați, că nu se las Dumnezeu pe cării, dragii mei. Nu merge să eu să zic una și tu să mistifici, să adaugi. Pentru că sunt păcate de dogmă. Uite ce spune. Este vicarul lui Dumnezeu. Vicar nu există decât dacă stăpânul e mort. Dar noi avem stăpânul viu, Hristos. Hristos e viu, de ce îmi trebuie vicar? Iar eu cu voi voi fi până la sfârșitul veacului. Că nu trăim prin vedere, ci trăim prin credință. Și avem ordine, avem ierarhie. Și noi, dacă așa cum a fost și am 1054 de ani. Măcar că Patriarhul de la Roma era primul inter pares, adică primul între egali. El se considera, se întreba întâi, da, dacă e consiliu, nu părerea ta, tu îți dai părerea mai întâi, dar ce zice sinodul, ce zice cei mulți, că mai apostole s-au manifestat imediat după la adormirea Maicii Domnului, adunat pe norii cerului, a făcut un studiu la Ierusalim, dar n-a fost Petru președinte și nu, dar a hotărât în sinod. Nu a poruncit. Și asta nu se poate aici, pentru că
fiind vorba de adevăr, Dumnezeu prin cei mai mulți răspunde. Și s-a făcut sinodul ecumenice, a început la 325, primul cel mai important sinod unde s-a stabilit crezul. Și într-un Duhul Sfânt la al doilea sinod, care de la Tatăl procede. Și a zis că și de la Fiul. Păi cum, dacă zice că Hristos de la Tatăl procede, de ce spui și de la mine, de la Fiul? Primatul papal, infailibilitatea papală, care pe drept cuvânt s-a spus că trei mari greșeli s-au făcut de la facerea lumii. Zice că căderea lui Adam, tentarea lui Ida și infailibilitatea papală. E groaznic. Pe urmă, Imaculata Fecioară, Maica Domnului s-a născut fără păcat. E o mare greșeală. O compar cu cine Maica Domnului, știm, stăm mintea în loc. Dar o compari, o faci cu mâna cu Dumnezeu, este totuși roaba, iar că roaba ta este, nu? Mă voi ferici toate neamuri, e altceva. Dar s-a născut cu păcat și prin atingerea cu Duhul Sfânt la zămirzire s-a izbăvit de păcatul moștenit care l-avea de la Adam, care nu scăpă de prin botez. Da. Pe urmă, se face, făceau înainte liturghie prin turtă, adică prin azimă. Dar nu zice azimus, zice artos, zice pâine. Dar legea cea nouă, Hristos, a venit cu pâine întreagă, că e adevărul întreg. Pâine dospită, așa. Și nu până azimă. Dar deși au făcut 1014 de asta, așa a schimbat. Purgatorul, cultul morților, care eu nu mai au. Pentru că noi, prin e numai o proscomidie. Adică partea cea mai importantă de la început, o face în taină preotul acolo, așa cu pomeniri, cu fel de fel de lucruri, n-am timp să vă arăt acum, așa, și pomenește mor și vipul, prescuri pe speciale. Și la, mai la sfârșitul liturghiei, când se transformă pâinea în trup și vinul în sânge, discul ăla unde a fost la proscomidie toate adunate acolo cu mor și vin, se pune în Sfântul Sânge, zice, spală, Doamne, păcatele celor s-au pomenit aici. Cu ce zice? Că singur Dumnezeu poate să ierte păcatele, nu noi. Așa. Păi m-a făcut indulgențele. Ca să poată termina Marea Biserică, Sfântul Petru de la Roma, a dat indulgențe. Da, vindem ceva până rai. Nu am să vă ia cu ce fel de rai înțelegeți voi acum. Tot comerț, știi? Da. Și sunt greșeli enorme, pe urmă. Și una dintre mari greșeli în luptă este scuză mijloace. Eu te omor că spune biserica așa. Mă pun scuză mijloace. Nu te gândesc că te-am omorât pe tine dacă biserica îmi spune. Și vă dați seama că sunt oameni nătrânși, sunt oameni care n-au sensibilitate, care te omor că spune așa religie. Că și în Talmudul evreiesc spune că dacă vezi un creștin pe mare de părăță, să-i faci vânt. Și asta e o regulă bisericească și îți face vânt ăla prezent că duce slujba lui Dumnezeu. Face bine. Da. Și asta a făcut ei. Acum a băgat scopul sub scuză mijloacele. În luptă are voie să-ți facă orice rău, că e scopul lui alt, că scopul scuze mijloace. Nu se poate asta. Nu e adevărat. E o mare greșeală în tactica, în luptă, care, despre care Dumnezeu știe tot. Și v-am spus, rabde, dar și înainte apuc. Asta este, se va vedea. Eu sunt mărit de Dumnezeu, vă spun ca preot, și care mă consider că sunt normal. Că nu sunt gozav de avansat, dar sunt normal, sunt cinstit. Vai și vai de ei. Asta vă spun. Cu toată aceea, că nu merge cu preoția, trebuie să fie curată, domnule papă și domnule. Trebuie să fie cinstită, trebuie să